Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la Bursa de Sănătate. Despre bolile rinichiului vom vorbi azi și mai ales despre cum putem trata afecțiunile renale cu ajutorul medicinei energoinformaționale. Invitata mea de astăzi este doamna Florica Munteanu, de la Centrul German Derma Vital, specialist în biorezonanță, homeopatie și nutriție, membru a Societății Naturiștilor din Germania. Bună ziua și bine ați revenit în platoul nostru, doamna Munteanu. Bună ziua și bine v-am găsit. Am ales o temă grea, complexă astăzi, rinichiul, care este un organ vital. Fără el nu putem trăi. Sunt câteva organe, le știm, nu intrăm acum în detaliu. Cu unul mai putem trăi, da. Dar funcția renală este odată compromisă greu. Se și spune, putem regla lucrurile. Se și spune în medicina energoinformațională, v-am intrat în vorbă, că o persoană care are probleme cu rinichii, în general este o persoană care ori a pierdut pe cineva foarte apropiat, sau este o persoană care a aflat un diagnostic care l-a șocat. Așa asta e o vorbă care se spune în domeniul nostru. Ei, probabil că există o doză de adevăr. Trebuie să fie o undeva doză de adevăr. Undeva lucrurile se interferează. Da, a fost atins profund, așa, s-ar vrea să se traducă. Deci funcția renală asigură sănătatea omului, fără nicio problemă. Știm noroc din... avem doi rinichi. Că de obicei avem doi. Foarte rar se întâmplă că omul să aibă unul. Sunt cât au? 150 până la 200 de grame? Sunt mici. Mici, dar foarte importanți. Dar foarte, foarte importanți, mai ales că drenează. Are rolul de epurator al organismului, de purificator, dacă vreți. Sau sunt cel mai important rol al lor este de ținerea în echilibru a mineralelor și a apei. Prin într-un sistem hormonal, cei doi mari hormoni, dar nu intrăm în medicina clasică, foarte printr-un sistem hormonal foarte complex. Se spune că cineva când este bolnav de rinichi, neapărat să te uiți la ficat, care este laboratorul corpului, acolo unde sunt probleme renale, de obicei există tensiune, sunt afecțiuni pe arterii destul de mari, plămânii trebuie văzuți în mod deosebit, că au mare legătură, respirația noastră cu rinichii are foarte mare legătură prin plămâni. Ce să vă mai zic așa, acest lucru face medicina energoinformațională, abordează pacientul sau persoana, că până la urmă nu toată lumea e bolnavă, nu? Pot să apelez și preventiv la un anumit, mai ales la genul acesta de terapie complementară. Asta este idealul, este idealul, practic. Că atunci poți să previi. Poate că unele lucruri intră în structura noastră și trebuie să se întâmple, chiar și bolile, nu știu, trebuie terapeutul sau mergem departe. Aici părerile sunt împărțite, ca să zic așa, nici eu nu mă fixez totdeauna și eu sunt undeva totdeauna, am mers undeva pe linia de mijloc, nu că nu pot să am personalitatea mea și să afirm asta sau asta, dar eu totuși, din experiența pe care o am, am ajuns la concluzia că niciodată nu este o cauză numai, ci undeva se întâlnesc mai multe cauze, așa cum asculți un om care îți povestește povestea vieții lui și tragediile prin care au trecut, problemele pe care le are, el de fapt își prezintă punctul lui de vedere, dar ascultând, poate persoana care a trăit lângă el, afli de fapt, auzi și cealaltă variantă și totdeauna găsești că într-o problemă de sănătate, ne întoarcem la sănătate, nu este numai o cauză. Deci cauzele, bine, nu vorbim de un accident, noi vorbim acum de în general, de problemele de sănătate ale corpului, însă cauzele sunt multiple. A merge numai pe o singură cauză, părerea mea este că suntem în drum greșit. Principala cauză de îmbolnăvire a rinichilor, spun specialiștii, că ar fi calitatea apei. Odată apa compromisă, și aici avem, eu știu, zonele poluate, acolo și incidența, prevalența acestor boli este mult mai mare. Ce spune terapeutul când abordează un bolnav și care vine clar, omul știe că are o problemă renală, acum nu este o problemă care nu o depistezi. Corpul dă semne serioase. Da, dar să știți că afecțiunile rinichilor totuși se depistează cel mai greu, pentru că în prima fază ei nu dau așa semne decât o oboseală foarte mare și mai ales dacă sunt implicate și suprarenale sau omul, dacă îți vine terapeutul în cazul ăsta,
asta, îți vine la terapie și începe de întrebare, eu nu mă odihnesc, adică vezi că e un light motiv. Eu mă trezesc deși dorm destul, eu tot timpul aproape vine să ațipesc, nu mă odihnesc, nu mă pot concentra, mă simt foarte obosit. E un light motiv care ți se, îl auzi și atunci automat trebuie să te duci spre rinichi pentru că așa încep afecțiunile renale. Iar sindromul nefrotic cel mai adesea este lovit de afecțiunile pe care sunt pe filtrele rinichilor, care de asemenea sunt constată foarte târziu. Până la sindromul nefrotic, care e insuficiența renală, mai avem cale lungă. Mai avem cale lungă, dar am vrut să subliniez numai. Mergem cu acestea simple. O colică renală, eu știu, care este provocată clar de răceală. De o răceală puternică, nu trebuie să avem... Nisipul nici nu mai există ca boală. Nu știu, cum îl abordează medicina? Exact asta vreau să o spunem și noi, pentru că așa de des vedem nisip. Mi-amintesc că eram studentă, cred că chiar la început, și tot așa, dintr-o analiză, mergând cu cineva, mi-am făcut și eu și aveam nisip la vremea respectivă la rinichi, m-am speriat atunci. Astăzi, nisipul la rinichi, aproape peste tot, așa cum o vezi că biliară, leneșă, nu mai este, clasează ca boală. Nu, și, nu pentru că rinichi, nu, și așa și este. Dar să știți că acest nisip, dacă sistemul renal este în ordine, noi le eliminăm în permanență, adică se elimină în permanență. În permanență, așa cum se și acumulează în permanență, pentru că dintr-o statistică citeam 25 de kilograme de noxe toxice inhalăm pe an. 25 de kilograme, dacă stăm să ne gândim, 25 de kilograme e o cantitate enormă. Ce pe care organism noi, puternic avem. Da. Atunci de ce ne-am mirat că el se autoreglează, mai ales și dacă se intervine asupra lui cu ajutorul aparatelor, cum face biorezonanța medicinală. Și asta este scopul, da, asta este scopul terapiilor, pentru că autoreglarea, adică ajuta corpul să autoregleze, ca el să poată funcționa din nou la anumiți parametri, dacă nu chiar cei inițiali, cum spunea un domn care a terminat, un pacient de-al nostru care a terminat cibernetica, zice, mă resetați, cu alte cuvinte, din nou. Pentru că îi dai posibilitatea organului respectiv chiar să se reseteze energetic. Acum, corpul nostru, organele noastre, hai să luăm pe organe, și în cazul nostru vorbim de rinichi, că ne concentrăm pe ei. Rinichii sunt formați, ca și oricare alt organ din corpul nostru, 99,99% sunt impulsuri energetice. Ceea ce vedem noi din acești doi rinichi, dacă sunt doi, 150 până la 200 de grame anatomic, este partea materială care și asta este energie comasată. Al cele 99,99% este ceea ce nu vedem noi. Este partea biofizicală a organului prin, pe care intervenim noi. Este specialitatea noastră. În domeniu este dată, deci această afirmație se bazează pe studii care au primit primul Nobel în 1984. Medicina energoinformațională nu este ceva care a apărut ca ciupercile de ieri de azi. În spate stă o muncă imensă. Sunt multe premii de mare valoare date pe acest domeniu al fizicii și medicinii cuantice. Aparatele cu care se lucrează s-au perfecționat pe parcurs tot timpul. Numai eu lucrez în domeniu de 27 de ani și jumătate, din care 10 ani deja i-am în România. Foarte multă lume are impresia că este ceva, ceva care se bazează pe ghicit, pe pipăit, pe... Nici este... într-un caz, este o medicină modernă foarte și care modernă. Se lucrează doar cu ajutorul aparatelor. Numai chiar cu aparate. Deci numai cu aparatele, și aparatele sunt neutrale, ele citesc, își văd de treaba lor informația și terapeutul care le citește îți propune terapiile pe care trebuie să le faci, dar care nu sunt invazive, nu te doare nimic, nu ți se administrează medicamente, nu ți agasează organismul. Să știți că este bine să atingem subiectul ăsta pentru că este emisiune de informare. Avem situații când vine pacientul direct de la chemioterapie sau de la radioterapie și când prima dată vine la noi și ne spune, dar nu mă radiați sau nu mai mă încărcați și voi mai departe, și te uiți la el, chiar că ai puțin compasiune mai mult decât, când vezi ce dezinformat este omul, el a căutat o alternativă și el vine de la ceva foarte invaziv, tu trebuie, și asta și faci prin
terapiile pe care le faci, să-l ajut să elimine cât poate din aceste noxe toxice care stau depozitate după terapie în organism și prin asta îi dai posibilitatea corpului lui să lupte, să poată să-și rezolve problema pentru care a făcut chimioterapie. Asta în cazurile deja foarte grave, unde și tratamentul este foarte sever, invaziv. Da. Dar cu colica noastră renală. Nu bine, cu foarte colica dureroasă. Foarte dureroasă. Foarte da. Dureroasă, pentru că durerea de rinichi se spune că este mai, cea mai rea. În cazul colicii, că alte dureri nu prea mai sunt. Unde dar nu avem piatră, nu avem da. Nimic, avem o colică provocată de răceală. Cu ce este durerea? Durerea, deci aici trebuie să intri pe durere, în primul rând, pentru că organul care doare are nevoie de o detoxifiere foarte puternică, pentru că, așa se spune, durerea este un strigăt al țesutului care se vrea detoxifiat. Punct. Și atunci, ce poți să faci? Decât, în primul rând, să-l ajut să iei durerea. Deci lucrezi pe program de durere, te axezi pe durere și după ce ai lucrat durerea, începi să-i lucrezi tot ce aparține de reechilibrarea, autoreglarea, imunitatea, pentru că imunitatea noastră nu este numai imunitatea corpului, ci fiecare organ al nostru are imunitatea lui, are metabolismul lui. După ce și-au rezolvat aceste cerculețe, eu mereu le dau așa, ele trebuie să cupleze la cercul mare, care este imunitatea mare a organismului și metabolismul mare a organismului. Asta este un caz acut cu care îți vine pacientul și pe da, care... Da, cu răceală puternică la nivelul rinichilor. Da, și atunci imunitatea rinichilor este scăzută. E reglat, da, și ea da. Se reglează. Și se poate regla prin programele respective, dar pe pacient în prima fază, sigur că toate astea sunt implicit programe care intră, pentru că niciodată nu poți și noi nu lucrăm, nu vedem numai rinichiul, ci îl cuplăm în primul rând cu organele de care are el cea mai mare comunicare și am spus plămânii automat, ficatul obligatoriu, la nevoie chiar și intestinele, imunitatea obligatoriu, metabolismul rinichilor și atunci îl redai în circuitul normal, dar pe om îl interesează în prima fază durerea. Pe el nu-l interesează altceva. Pentru că atunci când ai o durere, tu nu te interesează imunitate, nu te interesează nimic, te interesează durerea. Și de-aia vrei să scapi, dacă se poate, înainte de a intra în camera de terapie, să scapi de ea. Bun. Rămânem la colica renală, mergem mai departe, dar avem piatră. Avem o piatră sau mai multe. Poate interveni aici biorezonanța sau ne ducem la urologie? Mare parte, să zicem așa, cum privim noi problema, se zice, depinde și aici, chiar, uite, întâmplare. Tot așa, astăzi la noi în centru, o doamnă de 86 de ani, cred că nu o fac mai în vârstă, dar cam undeva aici ai, are o piatră, într-adevăr, la rinic, pe care o are de foarte mult timp, un centimetru și ceva, și familia îi propunea să... Și-a făcut ea niște investigații. Să bombardeze. Da, și am, da, se poate și așa, da. Dar noi, în medicina energo-informațională, mai avem și o vorbă. Câinii care dorm n-ar trebui treziți. Deci trebuie să ne gândim în primul rând la vârsta pacientului, să ne gândim că omul ăsta n-are nicio problemă, practic nu deranjează cu nimic. Dacă o deranjează, e altceva. Atunci n-avem nicio colică. Și atunci n-avem nicio colică și pentru ce să intervenim neapărat pe o piatră? Acum, posibilitatea noastră la piatră, la rinic, nu este decât reglarea, dacă se reglează, reglarea metabolismului și blocajele care se pot produce pe rinichi. Deci, poate fi ajutat ulterior pacientul după ce își rezolvă într-un departament? Nu, chiar și poate fi ajutat, dar zic, nu știu dacă se rezolvă. Nu întotdeauna chiar la pietre poți să dai rezultatele pe care le vrei. Dacă are dureri și piatra zgârie pe undeva, și eu recomand totuși să meargă să rezolve problema pe medicina clasică și pe urmă să vină să refacem tot ce este de refăcut acolo, țesutul, imunitatea și așa mai departe. Am lămurit cu pietrele la rinic, mergem mai departe la simptome asemănătoare, care sunt date de diverse infecții urinare, extrem de supărătoare pentru femei și bărbați deopotrivă și cu rezultate destul de slabe. Tratamente, mă refer la recidiva acestor infecții. Da. Până la urmă, tratamentul cu antibiotice îndelungat, cu rezultate mai mult sau mai puțin vizibile.
Cum intervine aici medicina energoinformațională? Rezultate vizibile și spectaculoase nu are nici medicina clasică, pentru că pacienții care vin la noi sau pacientele, că marea majoritate sunt totuși femeile, marea parte a bărbaților vin pe probleme de prostată sau pe probleme pe tract urinar cu densitatea și jetul de urină, atrofiere de prostată, deci pe genul ăsta. În schimb, marea majoritate a femeilor și îngrijorător sunt foarte multe fetițe, foarte multe fetițe. Aici e o problemă anatomică la noi femeile, acolo e puțin la noi e altfel decât la bărbați și din cauza asta pătrund adesea bacterii dintr-un sector în altul unde nu și-au locul și se produc inflamațiile astea. Dar foarte des sunt situații în care femeile chiar caută o alternativă pentru că au luat foarte multe medicamente și numai că mucoasa stomacală nu mai poate, dar au realizat și ele că nu este soluția. Un pic răceală undeva, un pic mă duc undeva, un pic nu sunt acasă, un pic am schimbat toaleta, ce știu eu, și deja am o infecție urinară. Sau să nu vorbim, sau dacă vrem să le băgăm în același capitol, avem foarte des vezică urinară agitată, persoane care îmi spun în decursul unei nopți mă duc de 5-6 ori la toaletă, nu este normal. Nu este normal. Odată ce ai adormit, indiferent dacă este bărbat sau femeie, exact. Dacă te scoli și te duci la toaletă, înseamnă că ai o problemă care trebuie rezolvată, chiar dacă nu e o problemă infecțioasă. Chiar dacă nu e o problemă infecțioasă. Și chiar dacă s-a băut lichid seara, pentru că tot timpul dăm vina pe cantitatea de lichid pe care lichid o consumăm băută, după noapte. Odată ce ești adormit, dacă noapte de noapte te scoli, înseamnă că avem o problemă de sănătate și e bine să o luăm din pripă. Se numește practic vezică urinară agitată, pentru că ea în momentul când adună o cantitate de urină, informația se duce greșit, deci aici avem probleme pe sistemul neurovegetativ și nervos central în comunicare în primul rând. Sigur că mai sunt pierderile de urină foarte des, unde musculatura poate să fie lăsată și mai ales la aici persoanele mai în vârstă. Așa numită vezică interstițiară, da, unde... care iar nu are rezolvare. Rămâi cu ea în medicina clasică. Tot timpul vorbesc și fac comparație. Depinde acum. Deci, practic, în medicina energoinformațională, aici e reglare musculară și nervoasă întâi, dar în medicina alternativă, în medicina alopată, totuși sunt câteva metode, vorbim de vezica căzută, despre ea vorbim, care pot ușor, fără intervenții foarte masive, adică foarte masive aproape deloc, de ridicare și de fixare, care ține între 10 și 12 ani, nu e o metodă pe care eu aș anula-o, pentru că am văzut rezultatele și din cauza asta pot să, adică găsesc totdeauna că un ajutor pentru persoanele care chiar pierd urină și au această, deja li s-a întipărit foarte bine, foarte puternic, s-a ancorat în sistem informația că se duc undeva și deja este frica că mă duc undeva și acum iar pierd urină și ce mă fac și sunt pus într-o situație dificilă, nu văd toaleta, le afectează deja calitatea vieții oricum, a acestor persoane. Oricum, da. Este o problemă foarte neplăcută. Dar să ne întoarcem la infecțiile urinare, deci alarmant, câte fetițe au aceste, se duc la o toaletă la școală, se duc undeva și deja imediat sunt foarte receptive la această, la anumite bacterii care nu, poate nu ar trebui, dar are multe legătură, le știu, bineînțeles, cu igiena. Avem rezultate foarte bune, pentru că informația în cazul ăsta energetică, pentru că aparatele, pacientul după diagnosticare energetică despre care vom vorbi, este conectat, deja suntem în terapie, pacientul transmite informația de pe tractul urinar, inclusiv vezică urinară, tot ce aparține de urologie, toată zona intră, așa se și numește programul mare, urologie, că aparține, se transmite informația în aparat, aici câmpul bactericid este prima etapă a terapiei, după care se trece mai departe la refacerea informației din zona respectivă și eliminarea noxelor toxice care le găsește, aici intră tot ce găsește, pe vezica urinară, tract urinar.
Iar rezultatele, la, atât la femeile tind, la fetițe, cam două terapii și deja avem rezultate foarte bune și dispar acele dureri și senzația, trebuie să mă duc, deși poate ai câțiva strop, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc la toaletă, de urgență. E o suferință destul de mare și pentru... Eu zic că e foarte mare. Și pentru bărbați, iar ce propune medicina energo-informațională, dacă am înțeles eu bine, este o curățare cu ghilimelele de rigoare a tractului urinar, o curățare la nivel energetic, nu? Da. Pentru că pacienta stă în fața unui aparat conectat cu o brățară și se lucrează până la urmă pe sau pe un pat, pe impulsurile energetice ale fiecărui om. Am spus și înainte, la fel și vezica urinară este și ea formată din impulsuri energetice care, în cazul în care avem o problemă de sănătate, o infecție urinară, că e acută, că e cronică, deci înseamnă că o recidivat și asta se întâmplă foarte des, nu s-a lucrat pe cauză. Pentru că nu s-a lucrat pe cauză. Acum că deja s-a găsit diferite forme de bacterii, în cazul în care într-adevăr avem o bacterie mai agresivă și avem, dar astea sunt faze în terapie, avem nevoie să intervenim și cu fiola din bacteria respectivă, să intervine, bineînțeles, ca informație în terapie și cu fiola respectivă, dar numai curățind energetic, nu doar nimic, curățind energetic tractul urinar în totalitate și dându-i posibilitatea acolo să poată regla impulsurile energetice la normalitate, pacientul are un confort de sănătate destul de rapid pe care îl simte imediat, micțiunile sau nu mai are nevoie să meargă așa de des la toaletă, dispar usturimile și are un confort în zona genitală, după care începe să se simtă mai sigură pe ea și durerile dispar. Să-mi spuneți, vă rog, cum se desfășoară o diagnosticare energetică. Asta e foarte important, să discutăm și despre diagnosticare energetică, pentru că altfel cred că lumea nu ne prea poate percepe. Vorbim de domeniul medicinei energo-informaționale. Vedeți, dumneavoastră, dacă dați-mi un telefon sau ne dăm noi acum câte un telefon, noi nu vedem ceea ce îi, dar ne auzim și ne înțelegem. La fel, trebuie să înțelegem că sau ne dăm un mail sau un SMS, celulele corpului nostru comunică între ele. Deci ele în tot timpul comunică între ele. Fiecare celulă din corpul nostru are rol dublu. Odată rolul ei este în organul în care este. Vorbim acum de rinichi sau de tractul urinar. Și în același timp ea primește informație de la tot organismul în funcție de rolul ei în organism. Deci nu este numai liniară, ci are un rol atât în organ cât și în tot corpul. Are face comunicare energetică care nu se vede. Pentru că asta nu se vede, dar omul este omul funcționează pe energie. Este un computer biologic. Asta trebuie să o acceptăm noțiunea, pentru că asta este și avem mai multe niveluri energetice, cum funcționează organismul nostru, iar aici sunt dereglări energetice, pentru că fiind o ființă energetică, el nici nu ar putea exista mai mult de o zi pe pământ fără să aibă energia de funcționare de care are nevoie. Diagnosticarea energetică este prima treaptă când pacientul ne calcă pragul. Se face întâi un buletin de analiză energetic care durează aproximativ 3 minute, după care pacientul este trecut la diagnosticarea energetică. Medicul care face investigația, deci stă în fața unui aparat ca un televizor, nu-l dore nimic, își vede organele în permanență pe ecran care se investigează energetic, iar medicul în perioada în care se face investigația, pentru că aici practic e conversația aparatului cu pacientul, medicul studiază acest buletin de analize din care el vede destul de multe, e un buletin complex de 5-6 foli, energetic. Totul e la noi, totul este energetic. La nivel energetic. Energetic, da. Și pacientul în final primește diagnosticurile energetice pe care le-a stabilit aparatul și care medicul le-a luat la cunoștință și propune terapiile energetice de care are nevoie. Am înțeles cum stă cu diagnosticarea energetică și vă propun să continuăm discuția după o pauză de publicitate.
Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este doamna Florica Munteanu de la Centrul German Derma Vital, specialist în biorezonanță, homeopatie și nutriție, membra Societății Naturiștilor din Germania. Tema emisiunii noastre de astăzi sunt bolile de rinichi și cum le abordează medicina energoinformațională. Am vorbit deja despre diagnosticul energetic în cazul bolilor de rinichi, dar este de fapt un diagnostic care aprofundează întreaga hartă a corpului omenesc. Nu se poate vorbi doar de un simplu organ, pentru că trebuie văzută cauza disfuncționalității și după aceea tratare pe diverse paliere, da, pe diverse etaje energetice. Pentru că despre etajele energetice vorbim în din organismul de astăzi, nostru, da. Dar ce m-a nelămurit și trebuie să ne faceți precizările de rigoare. Ați vorbit la un moment dat în tratament pentru, în cazul curățării de noxe, că folosiți o fiolă. Ce presupune această fiolă? O fiolă sau mai multe fiole. Acum depinde de, după diagnosticarea energetică, depinde de cât de puternic este afectat rinichiul și cât, ce fel de noxe toxice sunt, unde este într-adevăr nevoie să introducem în terapie și fiola respectivă, pentru că terapia bazându-se pe informație, deci intrăm prin câmpul informațional al corpului și acționăm pe partea materială. Această fiolă ne aduce de asemenea o informație energetică a bacteriei, a noxei toxice pe care o găsește pe rinichi și care este inversată, iar organul rinichi, concret, este învățat să anhileze această noxă și să poată să lasă informația să fie eliminată, să fie de rinichi, ca el să poată reface energetic și să poată reintra în metabolismul lui întâi și în metabolismul general. Nu e un medicament această fiolă? Nu este un medicament. Ca să înțeleagă telespectatorii noștri. Noi nu folosim medicamente în sensul medicinii clasice, pentru că suntem în medicina energo-informațională. Practic, noi nu lucrăm decât cu tratamente. Scopul diagnosticării sunt tratamentele, pentru că altfel, cum ați spus, omul când vine, marea majoritate a pacienților care vin la noi sunt oameni care au probleme cronice, oameni care cam își știu problemele de sănătate, dar pentru noi această diagnosticare energetică este foarte importantă, pentru că unele persoane, chiar dimineața am avut din Focșani, din Suceava, nu mai știu de unde, dar avem persoane de la distanță care vin, dar tu lucrezi focusat, poți să-l scutești pe om de foarte multe drumuri, lucrând focusat și văzând pe blocajele energetice ce are prioritate în organism și atunci mă întorc exact la ceea ce ați subliniat înainte, pentru că noi nu tratăm niciodată un organ izolat, tratăm corp, trup și suflet în totalitate energetică, axându-ne mereu în terapie pe organul în suferință. Deci revenim mereu pe organul în suferință, dar noi trebuie să tratăm toate etajele, dacă vreți așa, toate organele corpului, ca să readucem acest haos energetic într-un echilibru energetic. E bine și am reținut din prima parte a emisiunii că în cazul infecțiilor urinare, cronice deja, sau recidivante, pentru că aici e riscul lor, recidivează. La foarte multe persoane, da. Sunt rezultate foarte bune în medicina energo-informațională. Cam cât durează un tratament? Dar să-mi spuneți o medie, acum sigur îmi veți spune că este personalizat. Nu știu, absolut, da. Și depinde și de vechime și de ce alte implicații mai sunt în corp, pentru că chiar și o infecție urinară nu este chiar o problemă numai izolată și atâta în cu organism. Cu siguranță, nu? Dacă există există infecție și suprainfecție. Absolut. Că, până la urmă, da, avem uneori chiar două bacterii și, întâlnim. Sau când chiar facem mai multe. Un sumar, da, de urină, da, da, clasic, vedem acolo că sunt adunate mai multe informații. Eu le numesc noxe toxice ca să rămân în domeniul energetic nostru, sigur că da. Da. Și în general noi propunem un set de 6 ședințe, care ședința în sine durează aproximativ 55 de minute, 55 o oră. Aceasta este media. Asta este tratament. Media, da, dar în domeniul despre în care suntem, afecțiuni renale și
infecții urinare, mai exact, să știți că chiar observă rezultate. Deci în următoarea noapte ieșirile la toaletă se răresc, pentru că infecțiile urinare sunt ieșiri dese, cu sturimi, acea senzație că trebuie să fug, la toaletă, pentru că deja ai lucrat aceste noxe toxice și pacienta, marea majoritate sunt femeile, chiar simt rezultate. Chiar rezultatele sunt aproape imediate, se văd după o zi, două de tratament. Și atunci e sigur că te întorci. Și ai siguranță, ai câștigat o siguranță, mai ales în cazul recidivelor și problemelor cronice, că recidivele acolo ajung. Omul deja a trecut prin multe, sau femeia a trecut prin multe medicamente, a încercat foarte multe. Inclusiv metode naturale, pentru că abundă piața de suplimente alimentare în zona aceasta și pe semnă fără rezultate. Fără rezultatele pe care și le-a dorit, poate ușoară ameliorare, dar nu s-a lucrat pe cauză, pentru că asta este punctul esențial în terapiile pe care le oferim, pentru că informația ne-o dă exact organul care este în tratament. Vezica urinară, rinichii, ce este atunci în tratament, ne dă informația și este terapia personalizată și atunci lucrez pe cauza problemei. Deci eu când am întâlnit această disciplină, eram deja specialist în homeopatie și mai aveam încă două specializări în domeniul medicinii alternative. Efectiv, m-am îndrăgostit de această disciplină pentru că te poate ajuta foarte mult și în multe situații, mult mai mult decât credem. Din păcate, este prea puțin cunoscută și lumea încă crede că este ceva unde ceva așa de domeniul fantastic, ce mi se întâmplă acolo, vezi, mai aud și paciente care vin și au rezultate și sunt hotărâte să-și facă terapiile și spun, m-am întâlnit cu o verișoară care mi-a spus, ai grijă că acolo te cam radiază și, adică lumea de pe stradă vorbește, dar nu ești informat, eu cred. Aparatele nu n-au rază X pe care le folosim. Nici nu se discută. Să lămurim acest lucru, pentru că și în aeroport acum, dacă mergem, trecem prin filtre de altceva. Este cu tot altceva. Oamenii se gândesc și normal, o radiație. Și normal, dar trebuie să ne gândim că aici lucrăm pe partea biofizicală a organului, care o avem. Deci, zicea, nu mai există că ar fi sau n-ar fi. Am spus poate și în emisiunea asta, cred că am menționat acel premiu Nobel din 1984. Aceste impulsuri energetice le avem, însă și diagnosticarea energetică, care în lumea vestică se numește remeneu biologic, conectarea se face prin informația energetică a creierului. Creierul nostru are informația din toată energetica tuturor organelor, pentru că creierul este organul superior, care dirigează mai departe. Supraviețuirea noastră. Și atunci, normal că tu îi lucrezi cu energia lui. Dacă într-adevăr el este radiat, mai mult decât atât, radiat după terapii, ce știu eu, sau prin ce a trecut, îl ajut să scape de aceste radiații. Dar nici într-un caz, noi nu putem, prin aceste aparate de mare performanță ale fizicii cuantice, n-ai cum să dereglezi ceva când informația este a corpului tău. Radiația este zero în cazul aparatelor de biorezonanță. Total. Mergem mai departe în bolile rinichiului și mergem la insuficiența renală, unde avem deja o funcție renală compromisă într-o mai mare sau mai mică proporție. Se recurge de multe ori când avem o funcție alterată la dializă și în final, eu știu, transplantul de rinichi. Ei, ce face medicina energoinformațională, pentru că eu am spus etapele medicinei clasice. Avem și situații când pacientul merge la dializă și vine și la noi. Avem și situații de genul ăsta. Deci e o procedură de curățare, de epurare a sângelui, ca să înțeleagă lumea. Deci avem, noi trebuie să ne gândim că acele rinichii sunt practic mașina de spălat a corpului. 1500 de litri de sânge sunt spălați zilnic, în 24 de ore. Rinichiul lucrează 24 din 24. Adică câteva sute de grame acolo. Și acele 150 până la 200. Și rinichii noștri, filtrele pe rinichi, când avem deja un sindrom nefrotic, sigur că sunt periclitate, dar
Deși aceste afecțiuni despre care vorbim în această emisiune nu sunt simple, pentru că vorbim de rinichi, mult mai rapid te descurci poate cu afecțiunile ficatului, unde și acolo sunt destule, fiind fabrica metabolismului. Dar capacitatea de regenerare este mai mare. Da. Ficatul cam într-un an de zile se și reface și este și un organ care iartă, eu interpretez puțin și altfel, din punctul nostru de vedere, dar rinichii deja este organismul tău ești atins mai profund și ți-ai pierdut încrederea în integritatea ta. Boala este întotdeauna o pierdere de încredere în integritatea ta în ce privește sănătatea. Și atunci, desigur că aceste programe cu care lucrăm, în spatele nostru având o echipă de cercetători care ne pune la dispoziție aceste programe, avem printre altele un program cu rezultate foarte, foarte încurajatoare pentru sindromul nefrotic. Da, într-adevăr putem interveni pe ajutorul rinichiului de a-și îmbunătăți capacitatea energetică și de a putea să facă față acestei, ca o mașină de spălat, de a o decalca, de a o readuce în posibilitatea să poată să-și spele rufele corpului, să poată să-și vadă de activitatea pe care trebuie să o desfășoare. În tratamentele specifice, medicină energoinformațională, pentru că aici ne raportăm noi în această emisiune, intră, e de ajuns doar aparatul și terapeutul sau mai trebuie și pacientul să facă, eu știu, să mănânce într-un anumit fel, să se lasă de fumat, de băut, sau poate că nici nu interferează băutura, poate că face bine. N-aș putea, nu, asta n-aș putea să spun. Dacă ne ascultă un neurolog, o să spun în primul rând își omoară neuronii, dar că te ascultă un alt medic de cardiac, spune, da, un par de vin este foarte bun pentru probleme cardiace. Dacă vin eu din medicina energoinformațională, aș putea să spun, bine, ce preferi, neuron sau problemă cardiacă? Da, aici am dat-o pe glumă, nu este o glumă. Problemele de sănătate nu sunt o glumă. Sănătatea ne aparține nouă și nu poți să te duci la niciun terapeut, la nici cel mai bun medic, mergând numai pe ideea, mă duc lui, îi pun problemele mele de sănătate în brațe și am plecat, după mi-a dat pilulele și îți bine, mersi. Sau am făcut tratamentul așa la noi și sunt bine. Da, e greșit. Noi așa dorim. E greșit. Omul de astăzi trebuie să devină încet și asta e rolul și emisiunii. Omul de astăzi încet trebuie să conștientizeze că terapeutul, medicul, specialistul, care, cum vreți să-l numiți, este cel care te pune înapoi pe un drum. Dar pe acest drum tu trebuie să rămâi prin grija ta. Sănătatea este a ta, este bunul cel mai de preț, aici nu e o poveste în vânt, de care și să și spune, corpul tău este bicicleta vieții tale. Corpul tău trebuie să ai grijă de el, pentru că altfel te părăsește, te lasă, el te lasă. În cazul nostru, deci în primul rând, băutura, țigările, nedormitul, oboseala, stresul, profesia, depinde de profesia pe care o ai și poate ai o profesie extrem de stresantă, trebuie să te gândești la o schimbare. Deci rinichii, toxic, că poate lucrează omul într-un mediu toxic. Da, trebuie schimbat. Deci rinichii solicită întotdeauna îmbolnăvirile rinichilor o schimbare. În viața personală, probabil, ai un stres mare, felul de a aborda anumite probleme, trebuie să schimbi, la nevoie te duci la un psiholog dacă ai nevoie, pentru că trebuie să înveți ceea ce încercăm și noi în terapiile pe care le facem, pentru că nu este numai aparat, pacient aparat, ci este și terapeut. Deci suntem trei în terapie. Dar în zona rinichilor, doamna Munteanu, deci pe lângă acest întreg pe care medicina energoinformațională îl abordează, da? Îl propune și îl și rezolvă. Și îl și face, da. Îl și fluidizează, da. Îl echilibrează, cum spuneți dumneavoastră. Strict în zona renală, avem și glandele suprarenale, de care lumea vorbește foarte puțin. Urologul nu prea se uită la aceste glande, poate se uită endocrinologul. Adică, da. Cum face terapeutul? Noi aici avem programe și aici, dar însăși în diagnosticarea energetică, văzând rinichii, automat se văd și glandele renale, normal. Este absolut obligator, dar așa ele sunt. Ele influențează activitatea renală? Foarte acest mult. Lucru întreabă. Foarte mult și însăși oboseala, în cea mai mare parte, ele și o parte între ele, este dată de glanda renală. Deci, suprarenalele, așa micuțe cum sunt ele, ca niște bobițe de
fasole, aș putea să le numesc, au un rol extraordinar de mare, însă și persoanele care au disfuncții asupra renalelor, însă și acel sindrom Cushing de persoane care au deformația deja aici, vine de pe renale, suprarenalele sunt, dacă vrem așa, sunt ca niște antene perinichi care coordonează în mare parte funcționalitatea rinichilor. Profesorul Dănăilă, care este un mare neurochirurg, a rămas foarte mare și este fondatorul microneurochirurgiei în România, îmi spunea cei mai mulți oameni, îmi explica de ce oamenii mor de obicei dimineața, foarte de dimineață, pentru că în timpul nopții activitatea suprarenalelor este aproape de zero. Și atunci corpul nu este aprovizionat cu resurse pentru... Este o explicație. Da, este o explicație, sigur, asupra renalelor. Acum, despre renale, într-adevăr, se vorbește foarte puțin, dar în terapie a energoinformației, suprarenale au rolul lor în terapie, pentru că sunt programe prin care nu poți trece de rinichi, fără și automat, că poți ai și suprarenale autonome, care funcționează de capul lor, sau suprarenale care au tot așa disfuncții energetice, că noi așa trebuie să privim problema, și atunci în terapia cu care intervii, trebuie să le reglezi, să încerci cât poți să le aduci înapoi în echilibru energetic. Ne întoarcem la rinichi și sunt persoană și probabil că ați avut și dumneavoastră cazuri în clinică care nu au decât un rinichi. Fie că a fost operat, a fost scos. Sau donat. Sau donat. Mai sunt și cazuri. Pentru că și nu de puține ori, în cazuri, când donezi pentru cel drag, este un gest de altruism suprem. Da. Chiar dacă e vorba de cineva foarte apropiat, ei, pe aceste persoane cum le ajută medicina energoinformațională? Sau pur și simplu nu are activitate. Da, este acolo, dar este atrofiat. Da. În primul rând, energetic. Pentru că rinichii au un rol energetic, am spus-o mai la începutul emisiunii, extraordinar de mare. Deci această persoană are un deficit energetic foarte mare. Nici nu trebuie să fac comparație prea mare. Închipuiți-vă o mașină care nu are benzină. Exact cam așa va funcționa și corpul lui. Și atunci trebuie să intervin, într-adevăr, măsurându-i statutul energetic, pentru că nu faci după ureche, este un ceas pe aparat, sunt niște poziții prin care măsori energia și îți arată ceasul exact ce statut energetic are. Îți arată și dacă rinichii sunt în patologic sau sunt degenerativ sau sunt într-o inflamație. Deci asta îți arată foarte bine și în funcție de rezultatul măsurătorii îți dirijezi terapia. Deci nu se lucrează nimic după ureche. Poate fi ajutată această persoană pentru că are nevoie de ajutor. În primul clar. Rând are nevoie de energie, ca rinichii care nu la parametri de care are el nevoie să poată să organismul lui să poată primi din alte forme și alt ajutor energia de care are nevoie, pentru că organele din corp, când un organ are o problemă, cum în cazul nostru, cum am vorbit despre rinichi, ele sunt obligate și așa sunt făcute energetic de creator, fiecare de pe linia lui să doneze ceva din energia lui spre organul care are cea mai mare problemă. Ei, de aici se ajunge la acel haos energetic de care am vorbit deseori în emisiuni, pe care noi îl descifrăm, îl citim cu alte cuvinte, deja în diagnosticare energetică și știm care, de unde trebuie să încep terapia ca să ajuți ca acest haos să-l încep să-l echilibrezi, să-l aduci într-o normalitate. Apropo de energie, mergem, dar plecăm puțin din zona renală, însă rămânem în cea a urologiei și poate vom face odată o emisiune separată pe acest lucru, pe disfuncția erectilă, pe potența la bărbați, ei se duc tot la urolog. Să știți că este o problemă foarte serioasă. Da, este o problemă foarte și, din păcate, e un pic tabu, că știți cum nu prea vorbesc până la un punct, dar foarte rar bărbații spun exact problema când vin ca și pacienți, însă din deducția, din discuția, pentru că e și un psiholog în același timp, pe care o ai cu pacientul, trebuie să deduci și atunci pui tu punctul și întrebarea care
îl face să deschidă. Cum intervine în zona disfuncție erectilă? Cu programe concrete și aici la suprarenale, acum mi-am amintit, dar ne mă întorc rapid înapoi, hipofiza. Hipofiza este foarte importantă când suprarenalele sunt în dezechilibru să o tratăm și sunt programe speciale. Ne întorcem la probleme... Disfuncția erectilă, da, la potența bărbaților. Este o problemă încă tabu, din păcate, într-o mare parte. Bărbații discută, dar nu prea deschis despre ele, mai rapid poate ne dau informații dacă vin ca și terapie de cuplu, că mai sunt și genul ăsta de terapii. Aici se lucrează tot așa cu programe în care timusul într-o altă formă, pentru că noi știm că la adulți timusul se retrage. Timusul e așa un fel de cardinal în corpul nostru care stă și din umbră... O altă glandă, vorbim de o altă glandă. Da. Și aici timusul trebuie activat cu rapiditate, prin alte programe, pentru că fiecare program are o altă, trezește alte impulsuri energetice, altfel impulsurile energetice și avem programe care lucrează pe potență, pe această problemă. Și care, cu rezultate, pentru că altfel nu i-am mai vedea că vin la întreținere după ce s-a rezolvat problema, sunt deja altfel siguri pe ei, pentru că aceste persoane au deja sunt afectați emoțional foarte puternic și au un complex. Chiar au un complex și s-a lucrat și pe partea emoțională, s-a lucrat pe disfuncția respectivă concret prin programele respective. Pacienții ne spun că problema a început să intre într-o normalitate, după care vin la o întreținere, poate o dată pe lună, la 2 luni, la 3 luni, cum considerăm. Noi, cu mare succes, aici am introdus și un supliment alimentar pus pe tehnologia punctelor cuantice, care îl administrăm aici, în cazul ăsta, este pentru o terapie pacient ajutătoare, pe care el o ia cu el și merge mai departe, dar care în 15 minute de la administrare repune funcțiile importante ale creierului, nervilor și corpului, unde intră și această disfuncție, destul de bine în acțiune. E un pas înainte în domeniul nostru, pentru că lucrăm cu câțiva suplimenți alimentari, poate facem o altă emisiune, forma aceasta este pusă pe tehnologia cu care lucrăm noi. Da, este un centru care se ocupă numai cu... E o emisiune elaborare care merită reluată, dar și eu în zic ansamblu, că da. Da, odată, au separat. Și femeile și bărbații deopotrivă nevoie de ajutor. Da. Iar scăderea libidoului. Cât de cupluri nu se despart din acest motiv. Da. Este o problemă socială, cum bine spuneți, și nu doar una medicală. Viața de cuplu are... Tot ce aparține de viața de cuplu trebuie trăită ca viața de cuplu. Mă întorc la prima întrebare pe care v-am pus-o și în partea întâi. Cât de importantă este calitatea apei pentru sănătatea rinichilor? Este foarte importantă și pentru sănătatea noastră. Din păcate, apa știm și să nu ne amăgim, apa nu este curată deloc. Chiar apa pe care o luăm îmbuteliată de multe ori poate să fie mai nocivă decât sau... O apă care stă atâtea luni, atâția ani, cu siguranță nu este... Deci mai cu încredere m-aș duce pe apa de la robinet decât pe altceva, dar pentru noi, pacienții care doresc să-și aducă în terapie o apă pe care el o preferă, pentru că sunt diferite tipuri de apă, normal că nu o să intrăm și nu o să dăm nume, nici nu facem reclamă la nicio apă, pacientul își aduce apa pe care zice că o preferă și să simte destul de bine cu ea. Noi avem posibilitatea prin satelit, cu un program special de testare, în care este pacientul, este apa și este satelitul care ne arată vibrația apei împreună cu vibrația corpului, deci așa cum și un medicament poate fi testat oricând. Deci testați calitatea apei Calitatea nu o testez, ci testăm vibrația energetică a apei cu virgulă corpul celui care bea această apă. Compatibilitatea era cuvântul, da. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.